Doamnelor și domnilor, stimați invitați, dați-mi voie să vă urez bine ați venit la un eveniment organizat de către Consiliul Județean Neamț, cu colaborarea Consiliului Local și a Primăriei Municipiului Oman. De această dată, într-o locație în care plasele sunt romașcanii, cei care o reprimesc acasă pe Viorica Agarici. După cum știți, pe data de 3 iulie 1941, în calitate de președintă a Asociației Cruce Roșie, Viorica Agarici a intervenit în momentul în care trenul morții a ajuns în gara Roman și a acordat sprijinul pe care orice reprezentant al Crucii Roșii trebuia să acorde celor care se aflau în deznădejde. Tocmai de aceea, în acel tren, în care mai mult de 2530 de cetățeni români, evrei, erau încarcerați de la Iași, în destinația Cărăraș și Alunța, în condiții mizere, în 30 de vagoane, în care înainte se transportau vitele și cu puțin înaintea trecării trenului, pusese o încărcătură mare de carbid, și iată, ajungi în gara Roman, mulți dintre ei și-au pierdut viața. Viorica Agarici a intervenit pentru că cei aflați în tren strigau Crucea Roșie apă. Ea se afla la cantină și ajutoarele comunii sale au intervenit spunând că se întâmplă ceva în gară. Trenul era păzit de către soldați. Viorica Agarici s-a apropiat și a ordonat să se deschidă acele vagoane. Răspunsul a fost unul negativ. I s-a spus că nu se poate interveni, cu toate că cei aflați în gară îi așteptau pe răniți care se întorceau de pe frontul celui de-al doilea război mondial. Viorica Agarici nu s-a lăsat impresionată, ci a contat ajutor la oficialități. Și astfel, colonelul Tătăranu a fost cel care i-a acordat această șansă de a deschide vagoanele și de a acorda ajutor celor în nevoie. Viorica Agarici a depus un act eroic, acela de a oferi apă și zahăr celor care nu aveau niciun fel de speranță. Proiectul expozițional pe care îl deschidem astăzi aici la Roman este unul care a pornit din anul 2018, când Consiliul Județean, sub înaltul patronaj al Parlamentului României, Camera Deputaților, cu sprijinul unor cercetători, al unor istorici, au încercat să facă o restituție de onoare, aceea de a onora, așa cum se cuvine, pe singura nemțeancă care se află în Yad Vashem și care este onorată cu titlul drept între popoare. Începând din 1963, se acordă acest titlu, drept între popoare, celor care au contribuit la salvarea evreilor care au suferit de pe urma Holocaustului. Alături de alți 65 de români, Viorica Agarici are o plăcuță cu numele ei pe muntele Amintirii și este plantat la fel un copac care aduce memoria acea reconstituire, faptul că Viorica Agarici a fost demnă, a fost eroică și a făcut ceea ce orice președinte al Crucii Roșii trebuia să facă. Tocmai de aceea, în 8 iunie 1983, i s-a acordat post-mortem titlul de drept între popoare, a fost sărit acest copac și în cimitirul de la Yad Vashem, ea își are o plăcuță cu numele dânsă. Expoziția pe care Consiliul Județean Neamț a realizat-o este constituită în două motive. Motivul negru al tragismului și motivul alb, cel care arată bucuria, personalitatea și demnitatea Vioricăi Agarici. Așa cum ea este prezentată aici, această expoziție a fost gândită să fie amplasată în gara de la Roman, unde pe peron se află bustul Vioricăi Agarici, bust care își află locul de onoare și care, iată, așa cum am mai spus, este onorată de către localitatea din care se trage. Alături de noi se află, ca de fiecare dată, la asta de manifestări, oficialitățile locale și centrale, cele care sprijină activitățile culturale și care, iată, se implică în astfel de evenimente de amploare. Astăzi se împlinesc 78 de ani
de la gestul eroic al Vioricăi Agarici, motiv pentru care, ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț, domnul vicepreședinte Ioan Asaftei ne va adresa câteva cuvinte. Distinși invitați, doamnelor și domnilor. Sunt onorat să mă aflu la aceste mesaje care o macem în eroul statului român și al statului Israel. La împlinirea 78 de ani ale evenimentului petrecut în Roma, în Dară, eroina Viorica Agarici, președintă la acea vreme a filiale locale Societății Naționale de Cruce Roșie, a salvat de la moarte sute de cetățeni români de origine evrească, deschizând vagoanele trenului morții și oferindu-le ajutor umanitar, dând dovadă de cel mai înalt grad de umanism și de un curaj dus până la extrem. Plecând de la principii fundamentale ale mișcărilor internaționale de Crucea Roșie, umanitate, imparțialitate, neutralitate, independență, voluntariat, unitate și universalitate, Viorica Agarici a făcut imposibilul reușind să ajute populația evreiască supusă unor suplicii inimaginabile din unul dintre rănurile noastre. Astăzi asistăm la o lecție itinerantă de istorie, scrisă pe o pagină grea din trecutul umanității, care categoric nu trebuie să se mai repete. Tot astăzi este și un prilej de a păstra, fie amintirea unui erou simbol al județului Neamț. Curajul Vioricăi Agarici a fost recunoscut în urmă contact de realizația locală de Roma, prin acordarea post-mortem atâtului de cetățean de onoare. Noi, Consiliul Județean și Complexul Muzeal, am mai elogiat de două ori eroismul acestui mare om. În ultimele luni, când acest venisaj a fost eveniment național cu participare internațională la București, Viorica Agarici este erou pentru două state, România și Israel. Și trebuie să fie reper al dăruirii umane pentru noi toți. De aceea avem obligația de a păstra veșnică amintire. Iar nu cale mulțumim domnului Gheorghe Agarici, nepot al eroinii care ne onorează astăzi în prezență. Mulțumesc oficialităților aici prezente, fețelor bisericești, organizatorilor tuturor celor care participă la venisaj, pentru că doar împreună putem crea un eveniment prin care reiterăm amănunte despre istoria lucrului acesta. Despre cei care reprezintă modele de curaj și dăruire, așa cum a fost Viorica Agarici, un nume care merită să fie binecuvântat mereu și mereu, așa cum de grea unul de supraviețuitori. De o importanță, a zicea parte, deosebită sunt și aprecierile foștilor conducători comunității evreiești. Și voi da un citat din Marele Rabin al Israelului Șafran. Această femeie, ca și mulți alți români salvatori, reprezintă sufletul românesc în acele vremuri de suferință a evreilor. Iar Rabinul nostru Sfântul, fostul șef facultății evreiești în România, Viorica Agarici a reabilitat specia umană, demonstrând că dacă există probleme fiare cu câte om, apoi se află și exemplare nobile, care merită denumirea biblică de ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc tuturor pentru plătește, pentru că o contributență, astăzi ne-am făcut timp pentru un erou. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi, domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, și trebuie să mărturisim că la vernisajul inițial, la Palatul Parlamentului, această expoziție a beneficiat de participarea excelenței sale David Saranga, ambasadorul statului Israel în România, de prezența a numeroși ambasadori, a membrilor Parlamentului, a unor miniștri și a unor delegați care au făcut cinste evenimentului pe care Consiliul Județean Neamț, prin contextul Județean Neamț și colaboratorii săi, au încercat să dedice acestei personalități. Deschisă pe 6 februarie la Palatul Parlamentului, această expoziție a fost itinerată în martie la Palatul Victoria, la sediul Guvernului, tocmai pentru a da cirul de onoare acestei persoane, Viorica Agarici, care, iată, redevine din istorie și își continuă drumul nesălășluit către imortalitate. Este astfel
posibilitatea noastră de a o invita pe doamna prefect, Daniela Soroceanu, să ne expună câteva gânduri legate de personalitatea lui prefect Agarici. Stimată doamna. Mulțumesc, bună ziua tuturor! După cum se vede, până și cerul o plânge pe Viorica Agarici. Memoria ei și pentru eroismul ei, toate gândurile noastre bune se îndreaptă spre moștenitori. Iată că după ce în luna martie, așa cum a rememorat și domnul rector, când a fost omagiată Viorica Agarici la București, sub patronajul Camerei Deputaților, atât la Palatul Parlamentului, cât și la Guvernul României, în prezența mai multor ambasadori, parlamentari, reprezentanți ai Guvernului, ai comunității vreiești și instituțiilor de cultură din țară, viața și activitatea Vioricăi Agarici, un adevărat erou al României și al Israelului, este prezentată și astăzi aici, la Roman, în cadrul acestui vernisaj. De ce Roman? Pentru că exact acum 78 de ani, aici, pe 3 iulie, Viorica Agarici, în calitate de șef al filialei Roman a Societății Naționale de Cruce Roșie, a dat dovadă de autoritate și de râzenie, salvând de la piele sute de evrei români dintre acel trena morții. Trena de la Iași și se îndreptau spre Călăraș. Un moment de curaj și patriotism s-a desfășurat atunci în municipiul Roman, în gară. Iar pentru aceste acte de eroism, Viorica Agarici a primit din partea statului Israel acea diplomă și titlu de drept între popoare. Dreptul de popoare a trebuit să fim toți. Să fim mândri, patrioți, dârși și să ne ajutăm semenii, indiferent de situația în care se află. Cu această ocazie, astăzi, vreau să-i felicit în primul rând pe reprezentanții Consiliului Județean Neamț, dar și pe reprezentanții Complexului Muzeal Județean Neamț, care au reușit să facă această expoziție pentru acest eveniment special. Pentru ca toate generațiile, de astăzi și de mâine, să-și aducă aminte despre această nobilă doamnă, mare eroina Neamțului și a întregii țări. Vă felicit încă o dată! În continuare, trebuie să spunem că, așa cum veți găsi înscris și în broșurile care se află la intrarea în expoziție, Viorica Agarici este o personalitate care realizează o frunte între două țări și între două religii. Tocmai pentru faptul că, odată prestat acest jurământ față de păcate, nimic nu a lăsat-o să se dea înapoi, ci a mers cu pieptul înainte și s-a pus în fața istoriilor în carieră, tocmai pentru a aborda acest ajutor celor aflați în nevoie. Și iată, astăzi, alături de noi, la expoziția de la Roman, se află și un reprezentant al Parcii Episcopiei Romanului și Bacului și ne referim la Părintele Protopop Dragoș Munteanu. Însul ne va adresa câteva cuvinte și sperăm că va atinge și acest subiect al demnității prin religie. Vă rog. Vă mulțumim, distinsă domnule director, distinsă doamnă prefect, domnilor vicepreședinți ai Consiliului Județean, distinsă domnule primar al municipiului Roman, domnule președinte al Asociației Iubirilor din Roman, distinsă domnule Viorica Agarici, dragi invitați. Cu amândouă dumneavoastră, în ceea ce urmează, am să dau citire mesajul în altă scrisul părintele nostru Iași, Arhiepiscopul Romanului și Bacului, cu ocazia comemorării eroinei Viorica Agarici. 3 iulie 1941 este o zi de mare importanță istorică pentru comunitatea romașoară. Comemorarea acestui eveniment ne vorbește despre atrocitățile petrecute în timpuri, când rațiunea întunecată a unui veac a aruncat umanitatea
într-o presare națională care au căzut victime sute de mii de oameni nevinovați. Anul acesta se împlinesc 78 de ani de la actul de mare curaj al eroinei Viorica Agarici, care așezându-se în fața trenului morții a salvat viața a sute de prizonieri evrei, devenind prin aceasta un simbol al luptei pentru supraviețuire, libertate și demnitate. Gestul plin de curaj al eroinei pe care astăzi o omagiem a fost consemnat de istorie pentru a arăta peste timp că mai importantă decât propria viață este lupta pentru dreptate, egalitate, libertate și demnitate, că viața proprie devine neînsemnată atunci când drepturile fundamentale trebuie apărate, când nedreptățile istoriei aruncă în derizoriu ceea ce este specific umanității și când însuși sensul viețuirii umane este anulat. Pentru generația de astăzi, data de 3 iulie trebuie să rămână nu doar o zi comemorativă, ci este necesar să fie și o zi de angajament solemn în fața lui Dumnezeu și a conștiinței naționale, că vom lupta în continuare pentru apărarea drepturilor fundamentale ale omului, dincolo de convingerile personale, politice sau religioase, culturale sau sociale, sau pe care un regim politic sau mișcare extremistă doresc să le impună. Viorica Agarici este pentru generația romașcanilor de astăzi un simbol al luptei pentru libertate, al speranței într-o viață demnă, al visului pentru care merită să lupți până la capăt și va rămâne de-a purul consemnat în memoria vie a istoriei locale, fiind pentru noi actul care întregește jertfa unui neam încercat de istorie, dar care a știut să-și păstreze demnitatea. Ea, Viorica Agarici, este pentru noi un bun național de mare preț, pe care nu-l vom putea evalua decât prețuind cu responsabilitate drepturile și libertățile de care beneficiem încă în ziua de astăzi. Suntem mândri că în acest colț de țară românii pot avea un model de demnitate asumată, că romașcanii au putut oferi istoriei un astfel de exemplu de curaj și dăruire. Actul ei de patriotism și de curaj ne aduce aminte de jertfa înaintașilor acestor locuri pline de har. Zeci sute de romașcani care s-au sacrificat viața pentru demnitate, libertate, identitatea acestui neam, de zeci de mii de mame care în spatele frontului și-au purtat în rugăciuni fiii plecați la luptă, de personalul medical, care a pansat și tămăduit rana mereu sângerând armatei române din cele două conflagrații mondiale, fiind eroi neșiuți, dar și atât de necesari în câte de agonie de pe front. În această zi de sărbătoare a curajului și demnității neamului românesc, îndemn pe toți romașcanii să nu uite niciodată faptele înaintașilor, să fie urmați de stoinici, pricepuți, păstrători a idealurilor pe care eroii acestei națiuni au luptat și că au înălțat responsabilitatea de a promova patrimoniul spiritual pe care părinții acestei națiuni l-au ocrotit cu prețul suprem ai vieților jertfernice. Semnează în alt grad Sfințitul Părinte Rosu Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bateorului. Mulțumim, Părinte, pentru pop. Trebuie să spunem că Viorica Agarici provine dintr-o familie îndelungată, arhicunoscută de personalități ale istoriei noastre. Viorica Caterina Băsescu s-a născut în 1886 și datorită tatălui ei a avut posibilitatea de a-și face studiile elementare și mai apoi gimnaziale în Franța. Vorbea bien, engleză, germană, franceză. În 1910 se căsătorește cu inginerul agronom Ion Agarici și în 1911, 1912, 1913 îi se nasc cei trei fii. În 1927, datorită unei suferințe fulgerătoare, Ion Agarici trece la cele de cinci. Doamna Viorica Agarici se dedică din acel moment activității sale filantropice pe lângă orfelinatul din Roman și la fel preia de la ruda sa Orțul funcția de președinte al Societății Naționale de Cruce Roșie. În această calitate a funcționat până în 1943, când, după 15 ani de activitate fecundă, ea a fost nevoită să se retragă.
începând din 1945 și mai apoi din 1948, noua putere din România i-a intentat numeroase procese. Unurile i-au fost rechiziționate, a fost numită moșeniță și anchetele s-au succedat numită. Viorica Agarici a fost obligată să aibă arest la domiciliu și de-abia din 1966 a avut posibilitatea să meargă la București alături de fiul său. Viorica Agarici a trecut la cele veșnice în 1979 și trecerea sa la cele veșnice s-a produs în suferință. Lumea din Roman își aducea aminte îmbrăcată modest, ținând cu ea o legătură de cărți. De cele mai multe ori, așa cum am mai spus, din puținul ei, i-a ajutat pe ceilalți. Am avut posibilitatea ca la Palatul Parlamentului, alături de vorbitori, să se afle și descendenții Viorica Agarici. Alături de noi se află nepotul acesteia, Viorica Agarici, care, așa cum exprima și Liviu Beriș, spunea că atrocitățile pogromului de la Iași sau ale Holocaustului se regăsesc și în modul în care această expoziție încearcă să prezinte trecerea de la tragism la frumusețea sufletească a Vioricăi Agarici. Astfel, dați-mi posibilitatea să-l invit să vă adresez câteva cuvinte de domnul Viorica Agarici. Adunare. În calitate de nepot al doamnei Viorica Agarici, doresc să mulțumesc în numele familiei, inițiatorilor și organizatorilor celor două expoziții muzeale de la București și respectiv de la Roma, Consiliului Județean Neamț, Comunității Evreiești din România și nu în ultimul rând autorităților locale ale municipiului Roman pentru inițiativa și efortul depus la realizarea acestor expoziții muzeale din Viorica Agarici în memoria bunicii mele și a celor câteva sute de evrei români salvați de la pilire într-un tren al morților. În acea zi florită de 3 iulie 1941, în calitate de președinte a Crucii Roșii Roman, Viorica Agarici se exercita atribuțiile de serviciu acordând îngrijiri răniților și vagoanele de zăpăte pe front. Energică și sănătoare perseverență din fire, dornică să ajute oamenii la nevoie, a reușit să salveze de rapide sute de evrei români din acest tren al morții. Comemorând azi 78 ani de la acest eveniment, petrecut în gara Roman, omagiem faptele de curaj și omenire ale românilor de toate timpurile. Vă mulțumesc! Și noi, domnului Viorica Agarici, și trebuie să spunem faptul că gestul Vioricăi Agarici este atât mai important cu cât trenul morții, cel care a plecat dimineața la 3.30 pe 30 iunie 1941 din gara de la Iași, a făcut aproape 7 zile de 550 de kilometri, purtând cu el 2053 de suflete. La final, după cele 7 zile de călătorie, au ajuns în lagărul de la Călăraș 1076. Pe distanțe scurte, cum este distanța Iași-Târgu Frumos, au murit mai mult de 620 de persoane. În fiecare haltă sau gară, când se deschideau ușile vagoanelor, în primul și în primul rând erau scoase cadavre. Era cald. Nu se acorda niciun fel de hrană sau de apă. Și de fiecare dată, mai ales după Târgu Frumos, trenul trecea prin halte sau prin gări fără să oprească. Oamenii strigau, se sufocau, erau deținuți în condiții mizere. Și raza de soare a apărut în gara Roma, acolo unde Crucea Roșie a intervenit și a salvat mai mult de 880 de oameni aflați în suferință. Mulți dintre cei care au fost salvați de Viorica Agarici au ajuns în lagărul de la Călăraș, unde au mai trăit încă 3 luni de zile,
pentru că lagărul și-a încheiat activitatea în august 1941. Dintre cei ajunși acolo, 99 au pierit la sfârșitul celor două zile, tocmai pentru faptul că erau fie în suferință, fie moribunzi. În momentul în care Viorica Agarici a intrat în istorie cu gestul său, oficialitățile au înțeles că trebuie cinstit și rememorat acest gest. Și tocmai de aceea, pentru că Viorica Agarici este din Roma, oficialitățile romașcane au acordat în 1989 numele de Viorica Agarici unei străzi din municipiu. În 2005 i s-a acordat o mare festivitate. În 2011 a fost numit cetățean de onoare al municipiului Roma. Și iată, în 2019 avem posibilitatea să fim părtași alături de primăria municipiului Roma și de Consiliul Local al municipiului Roma la ajungerea la Roma a expoziției Viorica Agarici. Este o importanță deosebită și mulțumim pe această cale sprijinului primarului Lucian Ovidiu Micu și consilierilor locali din cadrul primăriei și Consiliului Local Roman, pentru că au înțeles însemnătatea acestui demers muzeal. Viorica Agarici trebuie cinstită și prețuită a ea acasă. Aceste două vagoane au fost confecționate pe măsuri luate pentru a fi potrivite în sala de așteptare sau pe peronul din gara Roman, acolo unde, așa cum se scrie și în broșură, orice profesor, orice copil, orice trecător trebuie să-și aducă aminte că Viorica Agarici a fost un roman, a intervenit și a avut un act eroic. Tocmai de aceea, dați-mi voie să ofer cuvântul domnului primar Lucian Ovidiu. Stimată doamnă prefect, domnilor președinți, vicepreședinți, toate am gura audită, stimați invitați, vreau să vă mulțumesc că atât în nume personal, cât și în numele municipiului Roman, pentru faptul că v-ați alăturat nouă, v-ați alăturat romașcanilor, pentru a-i cinsti pe înaintașii noștri. Viorica Agarici poartă un loc special în inimile noastre, în inimile romașcanilor, pentru curajul pe care a dat dovadă, dar și pentru dorința foarte mare de a face dreptate. Sunt mândru că am participat și că această expoziție a fost lansată la Parlamentul României în luna februarie, acolo unde am participat și eu. Dar, de asemenea, sunt foarte mândru și pentru că am reușit să aducem această expoziție la Roma, pentru a vedea cu toții umanitatea, gestul uman pe care a dat dovadă Viorica Agarici. Și mai cred că fiecare dintre noi trebuie să purtăm în sufletul nostru o parte din Viorica Agarici. Pentru că doar așa putem să facem mai bine, doar așa putem să ne ajutăm semenii și doar împreună putem să facem dreptate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar! Cu acestea, invitația noastră este aceea de a viziona cele două vagoane ale expoziției și de a prelua broșurile. Scuze. Din partea comunității etăiești din Roman, în președinte Ian Cunfescu. Onorată asistență, promit să fiu foarte scurt. Atât laude celor care au avut ideea organizării acestei manifestări comemorative, închinată unui mari personalitate. Romanul este un oraș foarte important pe harta țării. Este din ce în ce mai bine cunoscut, nu numai în țară, ci chiar pe peste hotare. Să vă explic. Dar Roma au trăit, pe rândul cu majoritate, este
toți împreună au făurit lucruri de seamă. Romanul s-a dovedit a fi ceva în România. Romanul a dat și personalități în diferite domenii de activitate. Una dintre aceste personalități cunoscute astăzi în lumea întreagă este doamna Viorica Agarici, președinta Comitetului de Crucea Roșie Română. Datorită ei, curajului, intransigenței, au scăpat de la moarte sigură aproape 1000 de evrei care și-au continuat drumul de la Roma la Călăruși. An de an, comunitatea evreiască din Iași, comunitatea evreiască din Roma, comemorăm evenimentul la cimitirul evreiesc. Participă reprezentanții autorităților municipiului, participă reprezentanții cultelor, participă reprezentanții etnicilor minoritari. În ultimii ani, doi ambasadori ai statului Israel au vizitat cimitirul evreiesc, au participat la ceremonie și au rămas profund impresionați. Am fost în Israel și nu am putut să nu merg la Yad Vashem, mare muzeu al Holocaustului. Am intrat și mi-am adresat primului funcționar. Căutăm pe Viorica Agarici. N-a trebuit să spunem de două ori, pentru că reprezentam funcționarul respectiv, ne-a indicat aici, aici. Am văzut copacul, am văzut plăcuța cu inscripția Viorica Agarici și m-am bucurat ca româștean. În țară organizăm an de an vizite în școli gimnaziale, în licee și vorbim despre aceste evenimente care au adus multe, multe nenorocire. Sperăm ca ce s-a întâmplat să nu se mai întâmple. Există relații de bună colaborare între populația majoritară și etnici minoritari, cu toții, cât pot și cu ce pot, fac ca romanul să înflorească. Noi mulțumim autorităților locale care ne sprijină de fiecare dată când avem nevoie. Am ajutat la tipărirea unui broșur în care am aceeași o teoriică aici și promite ca an de an să facem tot ce ne stă în putință ca memoria să nu uite aceste evenimente. Dumnezeu să o linească pe Viorica Agarici, pe noi să ne putem întrească, să putem să o pomenim an de an. Doamne! Mulțumim frumos! Trebuie spus că, din cauza emoțiilor mi-a scăpat, în momentul în care Viorica Agarici a fost bindonită de către comunitatea din acea perioadă, comunitatea evrească i-a oferit sprijin și astfel, mare parte din perioada trăită după 1948, i-a beneficiat de o rentă viaceră susținută de către comunitatea evrească, iar după moarte, comunitatea evrească a avut grijă ca la cimitirul de Ru, acolo unde a fost înmormântată, să apară o plăcuță, plăcuță care la fel menționează gestul eroic al Vioricăi Agarici. Cu timpul, așa cum am mai spus, după 1989, în 2005 și în 2011, comunitatea evrească a fost cea care a rememorat gestul eroic al Vioricăi Agarici și trebuie spus că după evenimentul de la Palatul Parlamentului, din luna februarie, revista Comunității Evreiești a publicat un amplu studiu, un elogiu adus acestui gest recuperator făcut de către oficialitățile prezente și au adus din nou în atenție personalitatea Vioricăi Agarici. Mulțumim așadar domnului profesor Ian Cudescă, scuze-te, am fost luat de eveniment și acum vă rog să participați la deschiderea expoziției Viorica Agarici la Roma. Vă mulțumim! A condus acestor unii de Agarici. În primele panouri este reprezentată comunitatea evrească de romani, o
o comunitate importantă începând din secolul al XVII-lea, al XVIII-lea și așa cum se menționează și în broșură, atât la Roman cât și la Iași, mare parte din comunitatea locală la 1900, dintre populația evreiască existau elite, existau personalități, erau muzicieni, erau operează și acestor comunități evreiești. În momentul începerii Revoluției Mondiale, după 1941, a început populație evreiești, atât la Iași cât și la Roman. Mare parte dintre evrei erau punați pe stradă, erau decimați sau, așa cum se vede și în fotografia din față, în fața cuvării de la Iași, erau așezați în urta pe pământ, erau loviți cu bețe și încărcați în vagoanele care trebuiau să ducă către adăugii de la Tăveraș. Mare parte dintre cei prezenți în aceste imagini nu au mai ajuns la Tăveraș. Era în Tokyo, da, am cunoscut.